Nu cred că numai în Europa sunt plecați moldoveni sau numai în Italia, dar vedem că s-au adunat unii și au adus încălțămintea rudelor plecate de acasă. Cizmele astea uriașe de Gulliver sale lui Ghenadi, fratele meu, trebuia să aduc aici încălțăminte pentru toată familia, că toți ai mei sunt plecați din țară. Au umplut Europa, inclusiv cea de est. Verde-ai mei, verișoare, sunt plecați și în Rusia și în Ucraina, dar cei mai mulți sunt în România. Nu a fost niciun partid implicat. Sunt două cetățeni ale care locuiesc în Chișinău, care au creat un eveniment pe Facebook și au invitat altă lume care simte la fel să vină aici. Da, ce ați dorit să transmiteți prin faptul că ați adus această încălțăminte a persoanelor care sunt plecate? Noi suntem două fiice ale emigrării, dacă vreți. Mamele noastre au plecat și noi aveam vârste foarte mici. La mine vă rog să uitați. Când noi aveam vârste foarte mici, deși avem acum destui ani. Oricum, asta a fost un eveniment care ne-a marcat. Emigrarea a marcat toată țara, toate familiile. Toate familiile au fost afectate și toți copiii și mamele și tați. Absolut toți au fost afectați. Noi am vrut să exprimăm o stare de fapt. Unii au venit aici în semn de protest. Noi am venit aici în semn de protest. Unii au venit să-și exprime speranța. Speranța pentru altfel de țară, speranța pentru un viitor mai bun, speranța că la un moment dat tot acest proces de emigrare o să înceteze. Și iată, am vrut să ne întâlnim cu persoane care au trecut prin aceleași experiențe, am vrut să ne exprimăm solidaritatea, atât între noi, familii afectate de emigrare aici în Moldova, cât și să le transmitem un mesaj de dragoste și de solidaritate și de dor tuturor celor plecați. Cât timp veți petrece aici? Am programat să stăm până la ora 12. Evident că am putea să mai stăm dacă o să mai vină lume, dar o să stăm doar o oră. Este o opțiune pașnică, da? Evident. Deși am observat niște tentative de postări, de pagine. Nici pesimist. Eu doar vreau să constat că autoritățile de la Chișinău au luat o serie de măsuri pentru a îngrădi dreptul de vot constituțional al cetățenilor moldoveni aflați în hotare. Și chiar aș putea da câteva exemple. În Europa a fost constituită doar o singură circumscripție. În Europa, unde trăiesc, lucrează, învață, unde se află în prezent mai bine de jumătate de milion de cetățeni moldoveni, a fost constituită doar o singură circumscripție. Spre comparație, în raionul Taraclia, unde există doar circa 30.000 de alegători, tot o circumscripție a fost constituită. Iar în Italia, unde sunt 300.000 de cetățeni, nu a fost constituită nici una. Dar nici una. Italia a trebuit să împartă, comunitatea de moldoveni în Italia, a trebuit să împartă o circumscripție împreună cu toate comunitățile de moldoveni din Europa. O altă îngrădire este numărul limitat de secții de votare, numărul insuficient de secții de votare pentru alegătorii moldoveni din străinătate. Da, văd că sunteți emoționat. Aveți și lacrimi în ochi. Este dureros că oamenii dragi sunt plecați. Fugit, plecat în România, apoi au plecat în Anglia. Apoi au plecat și Silvia cu copilul, David, și a plecat și Ionia. Apoi au plecat și cineva, soția mea, a rămas singur. Din ce cap? Păi din pensie, și pensia avem noi? Cu ce străim? Ce-ți fac copiii mei? Toți trei au studii superioare.
dezastru. Și de lucruri nu bune. A fost Silvia pe aici, după ce a absolvit Alexandru Ancuza de la Iași, nu găsesc de muncă. Doar Ionelu a absolvit 2 ani în urmă Institutul de Educație Fizică. A fost antrenor din Nord. A fost și a întrebat, știți ce îi spun eu? Păruschi znaiși? Cam un flab. N-a dat znak Păruschi, pentru că nu știu, все, все, которые приходят,